acum un secol, trei români și-au imaginat lumea cu totul altfel decât este astăzi. Așa cum ar trebui să fie dacă vrem să mai avem un viitor pe această planetă. Cei trei români au visat o lume mai bună și mai durabilă. O lume în care consumul și profitul nu sunt criteriile principale ale dezvoltării, ci starea de bine a oamenilor și a naturii. E timpul să ne întoarcem la ei și să le redescoperim argumentele științifice, până nu este prea târziu pentru noi și pentru planetă. Cine sunt cei trei? Un artist, un biolog și un economist. Adevărați deschizători de drumuri pentru umanitate. Ei au fost printre primii din lume care au înțeles valoarea culturii tradiționale într-o lume fascinată de revoluția tehnologică. Practicile cu rost ale culturii țărănești au fost folosite ca argumente culturale și științifice valabile și astăzi. Pornind de la munca lor, revine întrebarea: cum vrem să ne dezvoltăm? Mai mult sau mai înțelept? Patria mea, familia mea, e pământul care se învârte. Sunt cuvintele lui Constantin Brâncuș, artistul care a transformat pentru totdeauna arta modernă. El a schimbat perspectiva asupra sculpturii, abandonând metodele clasice și surprinzând în operele sale esența din natură și din materie. Tehnica cioplirii directe în material este calea adevărată către sculptură, spune artistul care lucra fără a utiliza modelarea în procesul de creație. Cioplirea directă l-a întors la practicile vechiului meșteșugar, care presupunea cunoașterea la perfecție a materialului natural, cu care se afla într-un dialog direct. Nu poți să faci decât ceea ce îți permite materialul. Nu trebuie să silim materialele să vorbească în limba noastră, ci trebuie să le aducem până la acel punct în care noi vom înțelege limba lor. Brâncuș a păstrat întotdeauna în opera sa filonul autentic al relației dintre om și natură, specific satului românesc, și l-a făcut universal. Biologul Grigore Antipa este cel care a dezvoltat la începutul secolului al XX-lea concepte de management al societății inspirate de ciclurile naturii. Observând felul în care pescarii din delta Dunării își administrau resursele naturale, Grigore Antipa propune științe noi: geonomia, bioeconomia și biosociologia. Acestea au menirea să stabilească un echilibru între activitățile socioeconomice și legile naturii pentru a nu afecta regenerarea sistemelor naturale. Prin biosociologie, Antipa a ajuns la concluzia că sociabilitatea este o trăsătură esențială tuturor viețuitoarelor, iar prin bioeconomie a analizat relațiile dintre procesele economice și ecologice. Având la bază înțelegerea echilibrelor ecologice, sistemul Antipa a fost generalizat în mai multe colțuri ale lumii. Singura șansă a umanității ar fi să construiască o nouă societate bazată pe o nouă etică, spunea Nicolae Georgescu Roegen, un gânditor rebel care a propus o nouă paradigmă în care economia să se supună acelorași legi care guvernează natura. Roegen este considerat părintele bioeconomiei, care neagă creșterea economică cu orice preț. Bazându-se pe cercetările asupra satului românesc, Roegen a propus modalități raționale de a folosi ceea ce el numea zestrea pământului. O zestre finită și supusă legilor degradării. Producția economică nu poate să se dezvolte fără să ia în considerare limitările mediului înconjurător, considera economistul român. Roegen nu cerea o descreștere a bunăstării oamenilor, ci o reconfigurare a producției, care să utilizeze mai puține resurse și energie. Roegen a fost primul economist care a pus problema economiei într-un context ecologic global și a pus această problemă fundamentală de supraviețuire pentru omenire într-un mod pe cât de profund, pe atât de limpede. Cei trei precursori ne arată că o parte însemnată din viitorul durabil pe care lumea încearcă astăzi să și-l clădească s-a născut în România. Lucrările lor și-au tras seva din observarea cu atenție a relației om-natură în satul românesc. Acolo nimic nu era lăsat la voia întâmplării,
exploatarea și consumul erau dictate de nevoi reale din viața de zi cu zi, iar frumusețea trebuia să fie descoperită în fiecare dintre lucruri și în modul armonios în care acestea se legau și susțineau astfel satul întreg și cu el lumea toată. Grigore Antipa, Constantin Brâncuș și Nicolae Georgescu Roegen au fost adevărați pionieri în experimentarea și promovarea ideii de lume durabilă și a conceptelor pentru o economie în armonie cu pământul.